Salut! Astăzi vom face un review la două dintre personajele cele mai iubite de la Disney, niște jucării interactive. Eu unul când le-am cumpărat pentru fetița mea, chiar mi-aș fi dorit să găsesc ceva pe net referitor la funcțiile lor și exact cum se comportă și ce zic. În magazin nu puteai decât pe Try Me să vezi ce anume fac, adică foarte, foarte puține, foarte puține chestii. Și m-am gândit să le iau pe rând. Azi, de exemplu, vă voi prezenta pe Mickey și următorul episod și pe partenera lui, pe Minnie. Hai să începem. Așadar, îl avem aici pe domnul Mickey Mouse. Se cheamă Mickey, prietenul meu interactiv. Eu am dat vreo 220 de lei, dacă nu mă înșel, l-am luat de Black Friday acum un an. Deci, probabil că e tot pe la același preț. Și acum nu e foarte mare diferență, e de câteva zeci de lei la Black Friday. Dar, haideți să vă arăt. Aici este prins în spate, eu l-am desfăcut deja. Este prins cu niște sforicele, așa. Le-am desfăcut. Este o cutie cu foarte multe informații, spune exact ce face el, uite, Mickey, merge, cântă, dansează, sare, spune povești și cel mai important, pe spate avem toate comenzile lui care sunt un număr de 15. Bună, bună dimineața, cântă, dansează, îmbrățișează-mă, plimbă-te, sari în sus, hai să ne jucăm, gâdile, spune-mi poveste, fugi împreună, mulțumesc, dormi și la revedere. Bun, asta ar trebui să facă el tot ce spune el. Ok. Iată-l. Se activează de aici, din spate. Îi se desface tricoașul. Și are un buton. În dreapta este on. În stânga este try me. Iar la mijloc este off. Oprit. Hai să-l dăm pe on. Și începe o muzicuță. Iar acum noi putem să-i spunem comenzile, de exemplu, bună! Salut, amice! Ce mai faci? Bună dimineața! Hai sus, trezește-te acum! Avem atât de făcut! Deci sară! Sară să mai bea pe nățil! Cine ține tu nu uita! Merge! Hai sus, s-a lumină deja! Întâi de jos și îndreaptă-te! Chiar azi multe vei bucura! Haide, ne-i fiind la... gata că o să cazi de ce de pe masă. Hai să mai spunem ceva, hai să-i spunem... spune-mi o poveste! Spune-mi o poveste! O poveste, hă? Bine, amice, mie și prietenilor mei ne place să ne jucăm în parc, așa că într-o zi ne-am hotărât să mergem la picnic și să ne petrecem ziua jucând copan. Înainte să plecăm, mine a făcut servișuri, Daisy a făcut salată de fructe, Donald a împachetat câteva păduri pe care să le pune pe iarbă, iar Goofy a avut o umbrelă foarte mare pentru cazul în care ar fi plouat sau ar fi fost prea întorit. Aha! Am ajuns la parc și am așezat totul. E static, îi spune poezia, povestea. Umbrela, pentru picnic. Acum puteam deci nu să începem joacă. Nu... Bine, am spus eu, cine a adus mingea? Toți au dat la mine fără un cuvânt. Apoi Donald a spus, tu ar fi trebuit să aduci mingea. Ah, oh, Mickey, a spus mine, nu te-ai amintit? Și tot au început să râdă. Am alergat acasă, am luat mingea și m-am întors până când ceilalți au terminat prânzul. Deci dacă are două povești de-astea așa, a trecut aproape ziua la cât de lungă e o poveste. I-a ghicit. I-am invitat pe prietenii mei la mine acasă la o petrecere cu gustări. O petrecere cu gustări înseamnă da. Să-ți inviți prietenii la tine. Bun. Și fiecare își aduce gustarea preferată. Ea are foarte multe povești înseamnă. Va fi foarte distractiv. De exemplu... Ca să-l oprești, poți să și apeși pe el, pe mânuța are aici un butonaș, și ca să-l pornești la fel, tot de aici. Sau pur și simplu cred că îi spui, salut, bună! Salutare! Vrei să ne jucăm? Super! Spune ce vrei să facem! Da. Și spune, de exemplu, hai să ne jucăm! Cu plăcere! Îmi place cel mai mult să mă joc cu tine!
Da, sunt foarte multe, foarte multe funcții aici. E bine, sau dacă nu vreți să păstrați cutia, să tăiați acest... Da, mi se pare că este și în cărticica lui, ei, la fel. Ce-ai zice? E foarte vorbăreț. Așa, aleagă foarte mult, nu-l poți prinde prin casă. Și așa ca și fizic, să zic, este o mărime acceptabilă pentru, pentru copilaș. Se pot juca foarte mult timp cu el, poate să-l și alerge și el alerge la rândul lui copilul. Deci... Ce ai să-i spunem? Dormi! Stai mă așa un pic! Dormi! Nu ieșim afară acum, deci fii atent. Dormi! Nu! Dormi! Gata! Mamă! Mi-e așa de somn! Și așa-l și băgăm la somn. Sar! Sar! Aaa, cu plăcere! Îmi place cel mai mult să mă joc cu tine! Ok. Cam asta a fost. El este Mickey, prietenul meu interactiv. Vom face data viitoare și review-ul așa mai pe scurt al lui Mini. Dacă vreți să aflați mai multe... Uite, ne vedem curând, vezi? Deci acum o să încheie. Dacă vreți să aflați mai multe sau dacă vă interesează ceva, lăsați un comentariu și putem să deslușim împreună. Repet, mi-ar fi plăcut foarte mult să aflu mai multe informații până să-l cumpăr, să știu exact pe ce dau banii. Și poate acest filmuleț și în limba română pentru noi românii ne va ajuta să facem o decizie mai bună. Poate e potrivit pentru copilul nostru, poate nu e potrivit. Acum de anul acesta a apărut și Mini, el a fost anul trecut, Mini nu era, deci putem să alegem și pentru fată și pentru băiat sau de ce nu pe amândoi, că oricum sunt o pereche. Și apropo de asta, ei au și un mic arici la mână, aici, cu care se prind și cu care se joacă și merg și cântă împreună. Mi-a făcut plăcere, pe data viitoare la Mini. Pa!